Cine a avut mai mulți bani și a vrut să facă o baie, nu a ales bazinul, ci a dat o fugă la mare. Plaja a fost plină, iar apa caldă 25 de grade. Deși soarele ars cu putere nu a reușit să alunge pe turiști, fiecare s-a protejat cum a putut și a stat cât mai mult la plajă. Toată lumea s-a bucurat la fel de mare și de soare. Mama aia a fost, ca mai mereu, împărțită în două. Zona de lux și cea pentru muritorii de rând. În prima din ele, turiștii s-au relaxat în baldachine și au fost serviți regește. Cât costă un baldachin? 50 de lei. Iar cei care au venit cu copiii s-au relaxat, pentru că micuții au putut să se joace în locuri special amenajate. Vremea e bună, nu? Superbă! Iubitorii de sporturi nautice s-au întrecut cu schijeturile. Asta în timp ce în cealaltă parte a stațiunii, turiștii au stat îngrămădiți ca sardinele. Unii pe șezlongurile din plastic, alții direct pe nisip. Ai sau nu ai bani de șezlong, pe litoral este loc pentru toată lumea. Și totuși parcă altfel se simte nisipul direct pe cearșaf. Canicula s-a simțit însă peste tot și fiecare a încercat să se ferească în felul lui. Cum vă răcoriți? Foarte bine, cu berea rece și un pic în apă. Noi am folosit creme, 50% protecție solară și am stat numai la orele indicate de medic. Briza mării a făcut totuși suportabilă căldura de pe litoral. Și mergem și noi la mare. Flaviana Marcu este pe plajă. Flaviana, cred că este încă foarte cald de vreme ce sunt mulți turiști în apă. Și acum? Sunt foarte mulți turiști și în apă și pe nisip și așa a fost toată ziua și într-adevăr este în continuare destul de cald, chiar dacă, iată, puterea soarelui începe să mai scadă încet, încet în intensitate. A fost însă atât de cald astăzi încât marea a devenit practic plaja turiștilor, pentru că cei mai mulți dintre ei au renunțat la cearșafuri, au renunțat la șezlonguri și s-au răcorit în apa mării. Unii și-au făcut chiar și un program, 10 minute pe șezlong și 20 în apă. Și așa au ținut-o toată ziua, pentru că au venit încă de dimineață pe plajă. Și iată, nici la această oră nu au plecat, ignorând cu desăvârșire sfaturile medicilor. Unii dintre ei însă abia acum vin pe plajă și foarte bine fac, pentru că soarele nu mai arde, dar este suficient de puternic pentru a ne bronza, iar apa mării rămâne în continuare extraordinară pentru baie. Iar când te afli la mai puțin de jumătate de metru de ea, credeți-mă, nu poți rezista tentației de a face o baie în apa care are 25 de grade. Și exact acest lucru am să-l fac și eu acum, pentru că, vă spuneam, a fost foarte cald și cred că merităm cu toții o baie. Mulțumesc mult, Flaviana. Trebuia să le ia și pe cel mic să facă o baie. Într-adevăr, e mare lucru să te duci la începutul lui iunie la mare și să fie 25 de grade apa mării. Flaviana, mulțumesc. Invidiem pe cei care sunt acolo acum. Continuăm observația.